sunt Delinca și astăzi îți fac un Q&A, însă mai special, pentru că toate întrebările sunt ce alegi dintre aia sau aia. Am rugat pe Facebook să lăsați acele întrebări și dacă nu suntem prieteni pe Facebook sau oriunde pe rețelele de socializare, le aveți pe toate în descriere, așa că uitați-vă în descriere. Și da, ce să zic, să începem! Maria M. Beatrice. Bună, Betty! Colegii din Grecia sau cei din România? Betty fiind a fost o colegă. Păi să aleg pe cei din România momentan, pentru că aici în Grecia ori sunt destul de plictisitori ei, ori nu facem noi cine știe ce. Elsa Giulia, că nu se scrie așa, Bogan, ce alege dintre pisică sau câine? Momentan pisică, încă n-am niciun animal de companie, adică am avut foarte multe, însă acum nu mai am. Și, doamne, bine, îmi place câinii, însă simt lipsa unui animal de companie și când sunt căței, doamne, și pisicuțe. Însă majoritatea pisicilor din Grecia sunt atât de sperioase, mai ales cele de pe strada mea, și am foarte multe pisici aici pe stradă. Toate se sperie de mine și așa de enervant, adică nu știu să le mângâi. Deli Delia, școală sau stat acasă? Logică, școală. Vezi, nu, normal, deci normal, doamne, nu, stat acasă. Școală. Aria Grajdan, Ariana Grande sau Selena Gomez? Așa de greu. Deci mi-e așa de greu să răspund la întrebarea asta. O iubești pe Ariana Grande, o iubești pe Selena Gomez? Tot ea, Dilinca sau Dileana? Păi asta o să alegeți voi în comentarii și dacă nu știți cine e Dileana, atunci de ce vă mai puteți numi Dilii? Adică voi, abonații mei, sunteți Dilii mei. Și nu vă puteți numi un diliu adevărat dacă nu știți pe Dileana. Oricum, Dileana e încă vacanță, că ea pentru vacanță își mai după încă două săptămâni de vacanță, știi? Nu știu de ce, nu știu, și zice că nu vrea, însă s-ar putea să o conving în ultima săptămână. Selina Iuliana Șerban, sau Serban, scuze, laptop sau telefon? Laptop, deci iubesc laptopul. Poți face mai multe lucruri decât pe telefon. Telefonul, poate face mai multe lucruri. Îmi place, mi se pare mai practic, chiar dacă telefonul este mai mic și gen de buzunar, însă nu, iubesc laptopul foarte tare. Stau zilnic pe laptop. Am început să nu mai stau așa de mult pe telefon cum stau pe laptop, pentru că laptopul e mai fain, nu știu. Amalia Capmar, și dacă nu știți pe YouTube, e Ami Capmar, scuzați-o, mi-a făcut o promovare cândva, e foarte tare. Vlad sau Cristi? Mulți m-ați întrebat asta. Ce să zic? Vlad? Habana. Cred că Vlad. Acum Cristi, mai mult Cristi roșii de-aia. Luisa Maria. Hei, vanilie sau ciocolată? Ciocolată. Îmi place și vanilia, însă când e combinată cu ciocolata. Sau, nu știu, îmi place nimic sau nu? Nu știu, pur și simplu aleg ciocolata, adică o mănânc mai mult. Mănânc mai multă ciocolată decât vanilie, de-aia. Beatriceanu, bună, Tisa! România, Grecia sau Moldova? Și ea se referă la, la Republica Moldova, pentru că Republica Moldova cu Chișinău, pentru că sunt jumătate și de acolo și acolo e o mare parte din familia mea în Republica Moldova. Și nu știu ce să aleg, iubesc toate aceste trei țări, ce ciudat sună. Iubesc România, iubesc Grecia și iubesc și Republica Moldova și mi-e așa de dor să mă duc în Chișinău, abia aștept. Așa că nu știu ce să aleg. Toate. Teodora Frățiloiu, YouTube sau Facebook? Normal că YouTube, adică nu-mi place deloc Facebook-ul. E ok, însă nu-mi place, mi se pare foarte enervant și foarte nașpa, adică nu stau mai deloc pe Facebook, stau așa din când în când, dar și așa, nu cred că am ajuns să stau mai mult de 20 de minute sau de un sfert de oră pe Facebook în continuu cum am făcut-o pe YouTube, că n-a stăt la videoclipuri de jumătate de oră și e ca normal că trebuie să se uite la videoclipurile alea. Aia Andreea, bună, Daria, fiind tot a fost o colegă mea. A, și Tisa, Beatrice, nu știa e. Una dintre cele mai bune prietene ale mele din toată viața asta. Ce alegi dintre mine și tine? Păi, Dări, ce să zic? Suntem diferite, eu sunt mai înaltă, tu ești mai scundă. Suntem diferite, așa că habar nu am. Mare sau munte? Nu știu pe care să-l aleg. Marea îmi place numai vara, bine e frumoasă și acum, însă vreau neapărat să mă bălăcesc și de-aia. Și muntele, și muntele îmi place să mă duc la camping și la d-astea.
Doamne, mi-e așa de dor să mă duc cu cortul. Eu iubesc chestiile astea cu supraviețuire și astea. Oh my god, uneori îmi doresc să vină apocalipsa. Doamne ferește, înțelegeți voi. Casă sau bloc? Ambele știu cum e la casă, știu cum e la bloc. Însă, momentan, locuiesc într-un fel de casă-bloc, de nu-i nici casă, nici bloc. Și cam astea au fost întrebările. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut să dați un like videoclipului, un share prietenilor voștri, pentru că asta m-a ajutat foarte, foarte, foarte mult și mai ales să vă abonați la canalul meu. Nu uitați că în descriere aveți toate site-urile mele de socializare, unde îmi puteți da follow și chestii de astea. Asta a fost și noi ne vedem data viitoare. Vreau să vă mai mulțumesc pentru cei 41.000 de abonați. Sper, s-ar putea să fim 42.000 până postez video ăsta. Doamne ajută! Vă mulțumesc foarte mult! Am trecut de 41.000, mi se pare așa wow, și vă amintesc de pe acum că la 50.000 de abonați, v-am mai spus mai devreme, dar la 50.000 de abonați o să fac Draw My Life. Ok? Așa că abonați-vă! Vă mulțumesc, vă iubesc și pa!